Cristina, ești chemată în casa băieților pentru a fi supusă detectorului de minciuni. Nu cred. Să... Nu să... Zi nu. Asta de la băieți. Hai du-te. Vai, du-te că... Dar ar fi bine să aducă detector de minciuni, dar adevărat. Nu accepta, că dar e o capcană. Nu e. Treaba ta. Bine, păi cred că o să mă duc. Dar cine face asta? Radu? O să vii ciufulită de acolo, zic. Radu face asta. Păi cine crezi? Dacă te chema pe tine. Păi Radu, ori Bianca. Dar ce să fac decât să stau cu voi, că sunteți foarte plictisitori. Hai, Cristina, la bine. Du-te la detector. Faceți mica. Dar acolo sunt foarte mulți. Aici de ce nu mai vin măcar un băiat? Zi. Atent că e pe drumul cel bun, ca așa zici tu, că tu te trezești mai greu, așa? Da, pentru că am văzut asta. Dar, nu știu, mie mi-ar plăcea, place. Place. Mi-ar place să... Atunci cum e corect, cum fie. Poți să nu te mai miști, te rog. Mi-ar plăcea să mă motiveze să fac sport. Îmi provoce anxietate. Eu suntem motivat, dar tu ai face 100% sport. Păi mai încet, nu mă grăbi. În sală mă refer. Perfect. Hai zi, Lorena, odată. Păi am zis, dar nu m-ați ascultat. Că ar fi, uite, ceea ce mi-aș dori ar fi să încep să fac sport cu el și sunt sigură că m-ar motiva pe partea asta. Și... Și știi care e treaba? Uite, de exemplu... Dar voi să stați împreună sau separat? Stai, un pic să ieșim cu bine de aici. Nu bine, dacă o să fie totul bine. Noi aici vorbim de o zi. Uite, ascultă-mă. De exemplu... Eu niciodată nu am stat cu... Cineva. Nici eu. Nici nu o să stai. Stai liniștită. Păi și cum o să faceți? Deci... Ascultă-mă, prima dată, ca să te explic treaba cum stă, gen până la date-ul ăsta, câteva zile înainte de date, mereu am fost așa cumva bine cu ea, așa acțiunile aia, dar niciodată, mereu mi-am zis cumva, băi, ne place mine asta, dar nu mă văd sau nu e ce trebuie, ziceam eu așa în mintea mea, cu toate că poate niciodată n-am recunoscut. Dar acum, în ultimul timp, pentru prima dată, când chiar cred că e tot ceea ce-mi trebuie mie, sincer, zic sincer. Ce detector? Bună dimineața! Eram sigură, deci eram sigură că tu faci asta! Haide, întreabă-mă, prima întrebare. Vine la noi. Trebuie să vii aici. Trebuie să vii la noi, și trebuie să vii să te pune la fire, nu e așa? Gianni e detector. Unde-i firă? Fira? Firul? Uite firele, Bună dimineața! Bună dimineața! Ai ce faci, căpșunica mea? Vai, obrăjori! Stai! Fii atentă! Uite ce obrăjori! Fii atentă, noi ne-am jucat până acum de detectorul de minciuni. Ok. Deci, ne-am jucat așa, Gianni detectorul, o să te conectezi la el la fire, eu o să spun 10 întrebări, iar el ne va spune dacă ești sinceră sau nu. Și după aia face. Dar l-ai învățat înainte temele. Nu, jur. N-am vorbit înainte. Dacă ați fi voi bine și împreună, după emisiune, ați sta în aceeași casă sau nicio problemă să stau diferite. Împreună. Asta e ideea. Până la urmă... Ar fi culmea la... vârsta voastră, exact, să stați despărțiți și să nu trăiți așa de momente frumoase, să te trezești în viața. Nu știu, eu personal, după emisiune, vreau să stau 2-3 luni măcar singură. Da, adică vreau să mă mut singură, nu vreau să stau cu nimeni. Cu privire la treaba asta. Dar bine, sceptic, adică n-aia fiind din Valencia și o probabil o să mă mut aici, nu s-ar pune, cred că, problema să stăm în locuri diferite atâta timp cu putem stăm împreună și... Mm-hmm. Nu am nicio problemă cu treaba asta. Și legat de unde, aici sau acolo. Mereu am fost flexibil, n-am avut niciodată ceva ce să mă țină într-un loc. Știi? Deci vorbind la plural, ați sta împreună, aici, în București. Băi, da, știi care e singura mea temere? Nu știu dacă temere. Ce am observat eu în fostele mele relații când am început să locuiesc cu cineva. Băi, important fiecare să aibă cumva ceva de făcut, să aibă... Nu stai și tu spuneai. Să-mi placă, adică degeaba... Cum ai zis și tu, Ionuț, că ți-ar plăcea ca tu cu Bianca să aveți cum să împărtășiți cumva același job sau să aveți afacerea voastră. Mie nu mi-ar plăcea, zic sincer. Mie mi-ar plăcea ea să aibă treaba ei, să aibă pasiunile ei, păi stai, să-și le facă. Care o să-l am eu și o să-l avem noi, din da. Activitatea. Da, am înțeles. N-o să ne cam întâlnim, pentru că ea poate, eu o să fiu omul de teren care să facă poze la evenimente sau la proiecte, chestii da, de astea. Da, înțeles. Și ea să fie partea de... Dar... Office, ea poate să facă treaba asta de oriunde, poate să facă și de acasă. Dar uite, de exemplu, eu ce cred și ar fi viața mult mai ușoară ei. Dar Cosmin, mama ta ce părere a despre Giulia? Nici nu am întrebat. Dar știi că mamele își dau cu părerea că te-a dovără să mai întrebi. A văzut toată lumea promos. M-au luat aseară la întrebări pe live. Și? Și ce? Nu mi-a nimic. Dar tu ai intrat să-i donezi la ăla ca să mă bată pe mine. Așa faci. Dar și cu Laurențiu fac la fel mereu. Intru și pe cine ai cu boală? Nu. Cum ce?
cum să intri, să-i vine la anul să mă bat cu Bianca, Lorena, Laurențiu și eu nu să facă schimb de case cu Cosmin. Deci eu fac 3. Dar de ce ei... A, vezi, 1, 2, 3, 4. 4. Eu fac 4. Atunci. Păi n-am înțeles. El pleacă și vine restul? Da. Ua? Păi de ce? Da, pare sunt prea puține aici. Clipi! Și în camera roșie, pe cine a chemat? E cenușerea asta. Mai sus! Pe cine a chemat? Vrem cadru și mai sus. Pare agitată. Da. Mai normal. Dă din picior. Prima cameră roșie. Dă din picior, auzi. Concurentă! Fata nouă! Fata, fata nouă! Fata nouă! Fata nouă! Fata nouă! Bianca, Lorena, Laurențiu și eu nu să facă schimb de case cu Cosmin. N-am înțeles. Să mergem în... A, noi patru. Hai că e bine. Nu, ne mutăm într-o casă în altă. Lasă-ți ceaiul, că deja e rece ăsta. Bine, e ceaiul făcut la tine. Nu să-l las. Tu nu mai faci un... Cine pleacă? Vii cu mine și tu? Bianca, Lorena, Laurențiu. Dacă schimb de case cu Cosmin. Da. Vei, vei, cât de dor mi-a fost mie de buzele astea. Pa, băi. Dar ei vin și ei. Vin și ei. Sau nu înțeles că mergem împreună? Sau poate noi am înțeles greșit. Trebuie să ne conformăm. Băi, văd. Pa, Robert. Ștampilele la... Robert, ești bine? Pare rău. Să dacă putem mine de el. Stai liniștită că nu se termină lumea după Mihaela. Vorbești ca și cum eu, s-ar termina. Eu nu știu de ce ai spus asta, dar na. Oh, oh. Da, auzi, cum te-ai pricopsit cu bani în buzunar? Poftim, cum am găsit bani? Da. Păi am mai purtat odată pantalonii ăștia. Și, nu știu, când m-a întrebat de Laurențiu că dacă mai am un glon, să-mi bagă mâna în buzunar și zic, bă, simt ceva. Aie, milion. Bine, 100 de lei, milion, ar fi bine. Au stat și în casă, și în partea alaltă. Suntem noi prea puțini aici. Ah, păi dar nu, cu Bianca. Și Bianca și... Nu, și Bianca și cu... O să vină și ei. Videourile. Da, totuși. Videourile. Nu, video, în plural. Ce faci, Laurențiu? Nu mai pot de bine, se vede, radiez. Da. Nu se vede. Mi-ai luat sucul. Ai zis că mi-e un suc. Tu tot cerințe, ai mici, alea... Nu, dar nu știi de suc. Adu-ți aminte. Ce suc? Ceva pe live? Da. Că ai zis că mi-ai suc de bani. Da, de care? Am donat. Continuăm cu conversația. Bine, eu nu ți-am cumpărat. Bine, tu? Bine. Și acum mi-e se retrag și e aceeași poveste. Unde mergi? Aici. Oricum, interesantă chestia cu Cosmin. Mai ce chestie? Că a venit, s-a pus lângă tine. Dar poate vrea să vadă reacții din partea ta. Păi da nu, că nu-i convin reacțiile mele. Că dacă nu zic nimic, de ce nu zic nimic? Și dacă zic, că de ce zic? În fine, nici nu mai îmi bat capul, sinceră să fiu. Și mă așteptam sincer, dimineața pe conexiune, să mă întrebe măcar cum mă simt. Pentru că a văzut la mine la story că mi-a fost rău. Dar nu te-a întrebat la început? Nu. Sau? Nu. Parcă zici ceva. Nu. Da, e ok. N-am nicio așteptare. Dar poate din acest motiv nu îți pune întrebări pe conexiune, ca să nu ai tu așteptări. Nu știu, ca în fiecare zi să fie el cel care... Păi da, nu, că dacă el mă întreabă o dată, a doua oară o să-l întreb eu, nu? Că așa e normal. Deci dacă el nu te întreabă, nici tu nu-l întrebi. Păi nu, de ce l-aș fi întrebat eu? Ce era să-l întreb? Cum a fost în club? Nu, i-a întrebat Bianca cum a fost în club. Da, e ok. Dar ce e asta cu detectorul de minciuni? Bătăile inimii sunt foarte accentuate. Cristina, trebuie să te calmezi. Iau, vezi detectorul? Așa. Întrebarea numărul 1. Cristina, ai sentimente reale pentru mine? Mamă, acum depinde și detectorul zici și tăcerea, eu răspuns. Sentimente? Da. Avem un răspuns... Vezi, nu te gândi. Sincer. Eu cred că... Stai și tu ține mai încet, așa, mai... Eu cred că trebuie să fiu detectorul la detector.
ce vă jucați? Detectorul? Cosmin, tu ești ultimul detector. Hai, conectează. Nu trebuie să se conecteze. Hai, mă, las. Mie nu-mi place când stă și în spatele meu, dar hai. Întrebarea numărul 2. Te vezi cu mine după emisiune? Nu. Perfect. Glume. Dar el trebuie să zică dacă e adevărat sau nu. Păi a zis că trebuie să zică că... Zi adevărat sau fals, atât. Gianni, vezi cum îi pui mâna pe cap că nu vezi că detectorul... Vezi că e bun, până acum n-a dat eroare. Și zice lui Gianni. Întrebarea numărul 3. Cosmin, este adevărat că nu... Nu. Ai momente în care simți cu adevărat să nu vrei să mă săruți? Da, niciodată că nu, nu vreau. Da, când mă enervezi. Dar în rest vrei. Și când mă superi. Mă, lasă-mă să... N-ai voie să influențezi. Dar niciodată nu vrei. Mai spune o dată că strigi jocul. Dacă are momente în care nu vrea să mă sărute. Da, când mă supe și mă enervezi și toate cele. Este sincer. Întrebarea numărul 4.